Bine, v-am regăsit la o nouă ediție Observatorul Live. În studio alături de noi se află managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, domnul dr. Bogdan Nica. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua dumneavoastră și celor care ne urmăresc! Spunem bună ziua pentru că așa e civilizat, numai că nu putem numi aceste zile bune, pentru că, evident, o întreagă țară este marcată de tragedia de la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. Ați venit în halat, ați venit direct din spital. Nu este, vă garantez, nicio regie, pentru că îl știu de mult, prea mulți ani, pe doctorul Nica și este un om zdrav în la cap, care nu este dispus să facă bâlci public, nu este genul de om care să facă circ. Însă am considerat și mulțumesc pentru că și-a rupt din timp o jumătate de oră pentru a fi față în față cu dumneavoastră, cei care beneficiați de serviciile sau ar trebui să beneficiați la măcar la standarde decente de serviciile Spitalului Județean de Urgență Ploiești, să aflăm care este situația reală din acest spital, pentru că evident oricare dintre noi ar putea să ajungă, unii dintre dumneavoastră au ajuns deja acolo. Știm foarte bine discuțiile din anii anteriori, din ultima perioadă, în ce hal e spitalul, spitalul morții și așa mai departe. Concret, vrem să știm dacă odată ajuns și în acest spital, Doamne ferește, nu suntem în pericol să ne pierdem viața. Știu ce veți spune mulți dintre dumneavoastră, dar haideți să discutăm concret. S-a cam făcut luna de când ați ajuns la spital? Nu, încă pe 28. Pe 28. Mai un pic, 3 săptămâni. În 3 săptămâni, timp suficient, să aflați multe din cele care se întâmplă, mai ales că ați fost director al Direcției de Sănătate Publică Prahova și cu siguranță știați multe dintre cele de acolo, dar nu pe toate. Nu. Și aici aș vrea să precizez că director al Direcției de Sănătate Publică eu am fost până la începutul lunii iulie, când am fost rugat de colegii de la Minister să ocup o funcție temporară de director general pe asistență medicală. Așa că informațiile mele erau cât se poate de exacte despre Spitalul Județean și încercam împreună cu cei care conduceau spitalul atunci să luăm cele mai bune măsuri în lunile aprilie, mai, iunie. Da? După care, vrând nevrând, aveam în coordonare spitalele Ministerului, n-am mai știut cu exactitate, chit că am ținut legătura cât am putut cu cei din Prahova, cu DSP-ul mai ales. Am avut și surprize neplăcute. Una dintre ele am anunțat-o, nu vreau să acuz pe nimeni, dar mi s-a părut ridicol. 4 ventilatoare date de minister prin programul Băncii Mondiale, General Electric de ultima generație, stăteau. Pentru că nu eram pe de oxigen. S-a rezolvat problema în 24 de ore. Știți că am anunțat o conferință de presă cu domnul președinte Dumitrescu, ce am găsit. Aceste ventilatoare au fost puse acolo unde e rampă și ventilatoare care nu au nevoie de rampă de fluide, care au compresor propriu, tratează COVID, astfel încât de la 12 pacienți în secția COVID, astăzi sunt 16. Dar spuneți-mi că poate tehnic înțeleg mai puțin oameni. Deci anumite aparate... Omenește vorbim, cum poți să ții 4 astfel de ventilatoare, dar nu revoluționai lumea, nu scăpai de COVID acum cu ele, dar erau absolut necesare în tot acest flux. De ce sunt necesare ventilatoare nu numai pentru pacienții COVID, dar și pentru cei din terapia non-COVID, că sunt oameni și cu alte boli, nu numai COVID din Spitalul Județean, să nu credeți asta. Nu pot să dau explicație logică, ci că a rezolvat o problemă. Mai departe, dacă sunt alte structuri care trebuie să ia niște măsuri, nu managerul spitalului. Ce am mai făcut? Am reușit să obțin de la Consiliul Județean finanțare, astfel încât astăzi când vorbim, ce am promis s-a realizat. Secția de boli infecțioase are prize de oxigen în toate saloanele. Și mai mult decât atât, astăzi stația de oxigen de la boli infecțioase este nouă, este montată și funcționează. Pentru că erau saloane fără oxigen. De ce putea? Eu vă spun că mie mi-a luat 10 zile. Cu finanțarea de la CEJ. Sunt și întreaga hârtii făcute de managementul spitalului, unde CJ a spus că ne-a identificat fonduri. E interesant că e același buget și actuala conducere a CJ a identificat aceste fonduri. Cât probabil ce sumă, dacă nu mă înșel, 4 milioane de lei alocate? Da, 4 milioane de lei alocate. Unele sunt pentru cheltuieli, pentru utilități care trebuiau plătite, altele sunt pentru lucrări care se fac de mentenanță și de înlocuit piese la filtrele sălilor de operație, la sterilizare și mai departe, chestii absolut necesare. Bineînțeles, erau de plătit și deșeurile periculoase, și spălătoria, și multe lucruri erau neplătite, facturi de în urmă, și reactivi. Aștept acum și o finanțare pe care mi-a promis-o Ministerul Sănătății, care este legală și trebuia făcută de mult, pentru unitatea de prime urgențe. Undeva la 8 milioane de lei pentru reactivi de COVID, pentru costumele de protecție și așa mai departe, nu pentru mai, sporuri. Vă mai întreb o dată, totuși erați, ați fost și director al Direcției de Sănătate Publică Prahova. Banii au fost, banii au venit de-a lungul timpului. Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu ei? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, îi înțelegem și pe cei care urlă cu Spitalul Morții. Oamenii știind că acolo s-au tocat niște sume de-a lungul timpului. Deci, încă o dată, asta va face obiectul unei informări
pe care o să o fac public imediat ce finalizează și Consiliul Județean activ, misiunea de audit, și imediat ce termin și eu de, să folosesc un termen, de lins toate hârtiile, ca să văd. Sunt acorduri cadru în curs, o să văd dacă le continuăm, o să vedem. Dacă avem nevoie de produsele, că închei un acord cadru și după aia cumperi sau nu cumperi. Erau acorduri cadru pentru produse necesare, la prețuri foarte bune, unde nu s-a făcut comandă. Da? De exemplu, pentru ventilatoare. Vă mai dau o veste. Probabil săptămâna viitoare vin primele și în două săptămâni mai vin încă 10. Astfel încât eu intenționez să cresc capacitatea secției COVID, am anunțat asta și la minister. Știți că spitalul avea 12 paturi. Acum are 16. V-am spus, am făcut o permutare de ventilatoare. Cele care puteau fi puse acolo le-am pus și celelalte le-am pus la non-COVID. Am 16. Mai am unul în rezervă, 17. Mai am 8 persoane care sunt la moment de față pe tratament în tir, în unitatea mobilă. Funcționează. Funcționează, sunt bolnavi acolo. Săptămâna trecută a fost un post de televiziune, am și filmat, tot așa știau, domnule, nu mai merge de vară, nu e adevărat. A fost o perioadă lungă în care nu am... Eu sunt de acord cu asta. O să văd și de ce. Dacă a fost adevărul defecțiune la acea unitate, cum s-a spus, sau dacă au fost alte motive. Probabil că undeva o să găsim o amestecătură. Cert este că eu doresc la momentul de față să am în spital terapia mobilă, să spunem că e un tampon, e o zonă de rezervă, deoarece acele ventilatoare, chiar dacă sunt foarte bune și noi, nu au toți parametrii de ventilare care nu apărat modern. Săptămâna viitoare încep să vină cele 10 din banii de la Consiliul Județean. Acele 10 ventilatoare vor duce capacitatea undeva la 30-34 de persoane care pot fi tratate în terapie. Mai am o singură belea, care trebuie să o rezolv, să încerc să mai aduc niște medici de terapie intensivă sau să instruiesc de urgență alți medici care să poată supraveghea bolnavii, pentru că un medic de gardă, 30 de bolnavi ventilați, nu neapărat invaziv. Sunt unii care sunt pe mască, sunt alții care sunt intubați și în comă indusă. Este aproape imposibil. Chiar dacă măresc numărul de asistente, le aduc din alte părți. Deci, asta e prioritatea mea numărul 1, personalul. Și o să vă spun și de ce. Pe lângă faptul că Spitalul Județean stătea foarte prost cu încadrarea pe niște funcții critice, anestezie, terapie intensivă, urgențe, boli interne, chiar și cardiologie, chiar dacă sunt mulți, totuși numărul de cazuri știți foarte bine, mai ales în perioadele de iarnă, când lumea mai face câte o ischemie cardiacă, stăteau și doi în pat. Știți foarte bine, ați relatat, ați scris. Și atunci sunt și alte specialități deficitare. De exemplu, mi-ar mai trebui la chirurgie vasculară, mi-ar mai trebui la... și nu vreau să ne dreptățesc nicio secție. Și v-ar trebui la... de unde îi aduceți? Păi, odată sunt colegii care au terminat specializarea și care au finalizat pregătirea rezidențiat și pe care trebuie să găsim modalități să-i atragem aici în Prahova, să nu mai fugă la București. În principiu, cel mai bun spital din Ploiești este trenul de București. Nu, sau de Brașov, că și acolo e centru universitar. Nu. Am discutat la Consiliul Județean, erau, din câte a relatat și domnul președinte, niște apartamente unde stăteau niște oameni cu 16.000 de lei venituri, că erau caz social, mă rog, nu știu adevărul. Ceea ce știu este că mi s-a spus foarte clar, am trimis la toate secțiile, medicii care sunt navetiști și care vor să vină în Spitalul Județean vor beneficia de cazare gratuită. Sau, mă rog, la un preț foarte mic, astfel încât să creăm un mediu atractiv. A reușit Sinaia până aceeași politică. Omul vrea o casă. Vreau un serviciu pentru soția, hai să spunem. Poate găsește un serviciu okay, pentru soția, vrem să-l aducem aici. Bun. Și atunci îi oferim cazare și îi oferim condiții decente de muncă pe secție. Asta înseamnă curățenie, asta înseamnă dotare, asta înseamnă atmosferă. Că și aici va trebui să lucrez foarte mult cu colegii mei. Din păcate sunt și feudate, și baronate și așa mai departe. Sunt niște oameni care de niște ani de zile au niște năravuri nu foarte bune. Nu-i numesc acum, dar o să-i numesc dacă e cazul. Puteți sparge, vă simțiți în stare să spargeți găștile de acolo? Domnul Vasilescu, eu încerc. Nu-i vorba de găști. Aș vrea să fie, că găștile sparge. Sunt tot felul de obiceiuri, de năravuri, pornind de la agentul de pază, să spunem, care ia ciubuc să te lase în spital. Și aici eu fac controle și noaptea. Acum, după ce am fost de câteva ori, nu vreau să anunț. Și am văzut nereguli. Și o să le scriu și le spun, băi, mai vreți să asigurați pe asta sau rezii în contractul? Deci, pe mine nu mă interesează cât de grași sunt, cât de solizi și cât de bine mi-a părut personal, neapărat. Și asta e important. Mă interesează să respecte un cod. Adică, domnule, dacă am spus că e carantină, nu e carantină pentru XYZ. Persoanele care au acces în spital trebuie să aibă o aprobare pe un anumit temei legal, dată de subsemnatul sau de directorul medical sau de asistenta șefă. Nu un hodorong tronc. Nu sunt cazuri multe. Dar eu am dat de vreo doi pe în spital, umblând haotic pe acolo. Care erau ruda nu știu cui, pila nu știu cui. Nu mă interesează. Așa, altă chestie care am făcut-o. Sunt, dacă vreți să le și filmați, două corturi portocalii, până am abilitatea colegilor de la ISU, unde dacă plouă, dacă e frig, de fericire nu e cazul, oamenii care așteaptă până să fie triați, apropo, triajul nu se mai face undeva în curte, să face în interior, am eliberat un hol, pentru ambulatorii vorbesc. Așa, la fel.
Săptămâna asta vin containerele unde se face triajul în față. E un cort unde îngheață și personalul și îngheață și persoana triată. Ei să pot sta să adăpostească de ploaie, pentru că nu pot să-i țin în interior, într-un cort, și triajul se va face în containere încălzite, nu în frig. Astea sunt lucruri care le-am putut face imediat. Sunt și altele care urmează să le facem, cât de repede. Am scris, nu cu foarte mult timp în urmă, un editorial în care am spus exact așa, dacă nu mă înșel chiar în titlu, dacă o fi să mă îmbolnăvesc, nu neapărat de COVID, indiferent de ce, să nu mă duceți la spitalul județean, nu deocamdată. Spuneți-mi, dacă, Doamne ferește, o pățesc, eu sau oricare dintre cei care ne urmăresc acum, am încredere în momentul ăsta să vin, pot să am încredere să vin în spitalul județean de urgență Ploiești? E foarte important. Cred că e cea mai importantă întrebare pentru acești oameni. Eu nu o să fac un PR acum cu dumneavoastră și o să vă spun că totul este roz, minunat și că tot ce ați relatat în decursul anilor s-a rezolvat în 3 săptămâni. Dar pot să vă spun un lucru, că calitatea profesională a unor colegi este foarte bună. Știu și în fiecare zi primesc mesaje, unele de mulțumire, cu toate că n-am niciun rol, pentru oameni operați în spitalul județean, cu rezultate foarte bune, pentru oameni tratați la cardiologie cu stenturi puse și care se simt foarte bine, pentru oameni tratați la boli interne, pentru oameni tratați în alte secții. E adevărat că marea mea problemă pe care încerc să o rezolv zilele astea este timpul de așteptare în unitatea de primă urgență. Dar o să vi le explic. Am 5 medici bolnavi. Am solicitat detașări, au venit 7, au plecat 5. Astăzi sper să rezolvăm să mai avem încă 4 colegi ca să putem asigura un flux mult mai rapid. Ieri, de exemplu, aveam 2 medici pe urgență. Atât. Pentru că ei puteau să mai fac. Restul erau după tură. Nici nu pot să încalc codul muncii în ultimul hal. Ei și-au asumat. Dar oboseala intervine. Și atunci apar două probleme care creează mari nemulțumiri și la care lucrăm acum. Unu, timpul de așteptare. Să spunem că vii suspect de COVID, cu simptome clasice, pe definiția de caz. În unitatea de urgență există 2 tipuri de teste. Testele rapide antigen introduse până ordinul 1513 de 2 săptămâni, din care am luat, urmează să primim și unele de la Departamentul Stres de Urgență, cantitate mai mare, și teste PCR. Evident, e o persoană care lucrează aceste teste, pe 3 aparate. Deci avem aparat. Dar avalanșa de cazuri duce la timp de așteptare uneori de 6 ore, timp în care persoana respectivă trebuie izolată. Ea este izolată într-un izolator. Am ajuns la un moment dat, capacitatea izolatorilor spitalului a fost depășită. Erau 60 de oameni în fostul ambulatoriu. Unii stăteau pe scaune. Am mai dus paturi pliante, am dus tărgi. Și am fost nevoit până la urmă să eliberez un tronson în spital. La moment de față, secția de interne 2. Am mutat-o la etajul 1 și este interne COVID. Unde sunt 40 de bolnavi în stare destul de gravă. Și unii dintre ei ajung în terapie. Deci, am absorbit o parte din cazul. Ele însă cresc. Asta înseamnă că zilele astea mai facem un plan de bătaie, eliberăm. Ca să reducem timpii de așteptare, pe lângă ajutorul pe care ne dă DSU până detașarea unor urgentiști, mai trebuie să rezolvăm un lucru. Încă o capacitate de testare PCR. Săptămâna asta mai vine un PCR. Și atunci timpul de așteptare să mai reducem. Eu zic că în 2 săptămâni, dacă cumva avem și un pic de noroc și se plafonează numărul de cazuri între 10 și 12.000, maxim 2 ore vom ști ce se întâmplă cu bolnavul. Mai mult decât atât, aceste teste rapide, și o să vă rog să mă lăsați încă un minut, pentru că e foarte important. Lumea observați că nici măcar nu vă întreb deocamdată. Au pătruns, tot așa, pe vremea când spitalul nu avea capacitatea de testare, au pătruns cazuri pozitive și au infectat cadre medicale și au spus pacienții în secție. Eu lucrul ăsta nu doresc să se întâmple. Și atunci pacientul respectiv, care vine, să spunem, cu o colică abdominală, da? Sau cu apendicită acută, cât se poate declara. Eu nu știu dacă l-ai COVID sau nu COVID. Dar testez cu testul rapid antigen. Test omologat, test cu toate criteriile din Ordinul Ministrului și care sunt recomandate de CDC și DOMS. 90% dacă e pozitiv, omul ăla e... Nu, 99%. Dacă e pozitiv, e pozitiv. Și atunci am discutat cu chirurgii și și-au asumat să opereze și COVID și să trateze și în postoperator COVID-ul. Deci voi crea și acest compartiment zilele astea. Astfel încât n-ai simptome, ești asimptomatic, dar te-ai contaminat cu COVID, ai apendicită. Unde te trimit? Te operezi spitalul județean? Medicul din cele 3.000 de gardă de chirurgie, unul și asumă treaba asta într-o sală special destinată. E o improvizație acum, dacă vreau să renunț. Voi separa una din sălile de operație din bloc operator cu circuit separat COVID, cu avizul DSP care vine mâine, cu avizistul, cu tot ce trebuie. Și atunci, neurologia, de exemplu, care a avut multe cazuri. Și acum, aseară, erau 2 cazuri care le-am ținut în secția tampon, pentru că nu am cum să le țin în secția neurologie. Spitalul nu permite tot felul de separații cum au făcut alte spitale. E un spital vechi, un spital unde s-au făcut niște de cursul a 30 de ani, 40 de ani, tot felul de modificări care au încurcat lucrurile. Noi încercăm să le descurcăm.
Și atunci, bolnavul care ajunge pe o secție, ca să fie liniștiți pacienții din acea secție, va fi testat. Nu vine pozitiv sau nu știm de el. Dom'le, n-are simptome, hai că n-are COVID. Nu, 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 nu merge așa. Va fi testat. Testul rămâne la fel. Dar un asimptomatic poate să vă pună în cap nu o secție, un spital întreg. Exact. Bun. Nu numai asta, dar s-a întâmplat ca cadre medicale asimptomatice să îmbolnăvească între ei. S-a întâmplat și asta. S-a întâmplat și asta. Am eu 10 de întrebări, au și cititorii noștri. Evident că nu le pot adresa pe toate, dar o să fac eforturi pentru acest lucru și vă rog să înțelegeți. Știu că este o perioadă extrem de dificilă și că domnul doctor, dacă va mai putea, într-un interval scurt, va răspunde invitațiilor noastre, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată. Vreau să spuneți așa, raportat la tragedia de la Piatra Neamț, pentru că nu avem cum. În momentul de față, nu știm deocamdată, cauza este în cercetare, vom vedea. De la povestea cu lumânarea aprinsă până la o suprasarcină, o supraîncărcare pe rețeaua electrică, prea multe aparate. Nu știu cauza la Piatra Neamț. Cauze de incendii sunt multiple. Eu de când am ajuns, am cerut tot felul de documente, am văzut și că sunt anumite lucrări care s-au făcut. Bun, eu am înțeles rațiunea. Am mutat niște secții ca să nu moară bolnavii, de acord. Dar după aia hai să intrăm în legalitate. Asta mă chinu eu de când am venit. Să avem proiect, să avem autorizație, să avem avize pe fiecare mișcare care se face acest spital ca să-l pregătești de COVID și să-l extinzi pas cu pas în continuare pe măsura avansării epidemiei. Ce pot să vă spun? Tronsoanele noi, cel puțin documentele, sunt în regulă. Eu am demarat de sâmbătă, seara, împreună cu colegii de la tehnic, o verificare. Astăzi le-am solicitat să aducă și o firmă, Pram, care să-mi verifice absolut tot ce înseamnă, că s-au făcut în decursul timpului multe modificări. E adevărat că s-au pus prize noi, s-au montat cabluri de tensiune noi și nu avem totuși un consum atât de mare. Aparatele care le-am pus în plus, ventilatoarele în speță și monitoarele, nu au un consum care să-mi supraîncarce. Consum însă foarte mare, de 4 ori mai mare, este pe oxigen. Iar oxigenul, care are și argon, poate deveni în condiții de utilizare improprie o sursă de explozie. Și atunci, mâine, astăzi sau mâine, vin și colegii de la ISU, în controlul care știți foarte bine s-a dispus, și le-am zis la toate secțiile. Dom'le, ce spun oamenii ăștia care sunt de meserie, împreună cu cei de la ISCIR și împreună cu colegii de la DSP, aia facem. De îndată. Ieri. Adică, momentul în care s-a încheiat controlul, eu deja le-am spus să-mi dea termen de execuție rapid. Bun, că nu pot să fac din urmă o lucrare fără autorizație, dar pot să introduc în legalitate, pot să o autorizez. Adică pot să verific, să văd ce s-a făcut acolo, dacă e legal. Și să obțină autorizație cu amenda de rigoare. Asta e viața, dacă zic așa. Dar nu vreau să risc. Au fost accidente în perioada supersoare și în Scoția, și în Marea Britanie, și în Franța, nu numai în India și în Rusia, cum spune. Dar niciodată nu ești sigur când ai foarte multă aparatură, cu înaltă tensiune, cu oxigen. Dar trebuie să ții toate măsurile, să faci și o simulare. Despre asta e vorba. Accidente au fost și vor mai fi. Ferească Dumnezeu, se poate întâmpla. Dar de la a fi accidente, de la a se întâmpla până la a nu-ți face treaba, să nu verifici instalațiile, să nu vezi dacă totul e conform, e distanța foarte mare. Eu aștept cu mult interes concluziile. Au mai fost cei de la ISU, s-au luat niște măsuri, dar acum am zis că e un control mai complex și în plus de asta, nici ISU, nici nimeni nu poate să știe ce-i de dedesubt. Așa că eu o să verific, credeți-mă, fiecare priză, nu eu personal, o să dau dispoziție, fiecare priză, fiecare ștecher, fiecare cablu. Pentru că de acolo pleacă, duceți-vă aminte Giulești. Un cablu improvizat, o trăznaie făcută de neacaisă. Nu merge așa. Deci eu vreau să fie o persoană autorizată, eu am electricienii mei autorizați, dar vreau să fie din exterior o persoană fizică, o persoană juridică autorizată, care să-mi facă această verificare și să-mi spună la maximum. Aici schimbi, aici închizi, aici faci. Apropo de Giulești, că ați amintit și asta, vedeți dumneavoastră, lucrurile nu s-au rezolvat pentru că și atunci a ajuns o amărâtă de asistentă la pușcărie, o asistentă care avea și ea o nevoie fiziologică. De înțeles, sunt oameni și, da, și ideea și asta că vom avea vreodată, poate vom avea, dar nu în viitor apropiat, personalul pe care vorbea o colegă foarte frumos, am fost și eu afară, am văzut spitalul afară, am și eu mulți, 3/4 din promoția mea de la medicină de la Cluj sunt afară. Și toți, după câțiva ani de zile, sunt în lumea lor normală, nu în lumea noastră normală. O asistentă la un pat la terapie e un vis. Nu am de unde, nu se vine nimeni. Sau un medic la 6 bolnavi. Da. Iertați-mă, dar astea sunt asigurări sociale de sănătate mult mai bine finanțate. Poate că în 10-15 ani ajungem și noi aproape de acest standard. Dar astăzi, și atunci, vă rog, problema personalului este, domnule, a plecat asistentă, rămâne infirmiera. A plecat infirmiera, rămâne femeia de servici, rămâne cineva acolo, nu lăsăm bolnavii nesupravegheați. Pentru că unul poate să vină rău, la altul i-a luat foc
știu eu, injectomatul, o priză fâlfâie și aia vede și sună. Asta le-am trasat colegilor în scris, să ia la cunoștință și să supravegheze cu mare atenție toate aceste lucruri. Întreabă cineva, sunt pacienți ținuți legați de pat, se comportă personalul urât cu ei? Eu am vizitat... Sau în ce cazuri un pacient poate fi legat? Păi, dar în cazul în care este un pacient care e internat, știu eu, la boli psihice sau care ajunge în trată de urgență cu un atac acut al unei boli psihice, nici nu știu cum să formulez ca să nu jignesc, că sunt tot felul de termeni. Nu e un caz medical real. Este un caz medical real cu o tulburare care se manifestă până agresivitate. Atunci trebuie să intervină persoanele, în primul rând să nu rănească psihic, dar și pe el. Există astfel de cazuri, dar sunt urgențele psihiatrice. Sunt mulți care și-au făcut rău singuri, din păcate. Din păcate. Sunt oameni singuri sau își fac rău singuri smulgându-se de la perfuzie la aparat. Deci există această procedură medicală, dar numai situația asta. Eu ce am văzut în Spitalul Județean la Nord, urgențe, n-am văzut niciun legat de pat. Și credeți-mă, sunt fiecare seară și fiecare zi aproape în unitatea de urgență și am vizitat și toate secțiile COVID de mai multe ori. Nu există bolnav legat de pat, din păcate există bolnav foarte grav și aici vreau să fac o paranteză. Există multe tratamente pe care le iau unii după ureche, după diverse site-uri, pornind de la ceapă cu vitamina C, miere și alte prostii. Păi nu, nu ne tratăm noi singuri, ne tratăm. Nu, păi dar suntem români. Dar ideea e următoare. E mai bine să te vadă un specialist la începutul bolii, să-ți dea tratamentul corect, ca să n-ajungi în faza a doua, unde cu greu mai scapi. E o chestie reală, o spun de-a dreptul. Sunt prea mulți oameni tratați empiric, de familie, de moașa, de în sat, de mai știu de cine, și care ajung cu saturații de 50-60, aproape imposibil să-i mai scăpăm. Oameni care zac cu COVID acasă. Că, domnule, poate nu e. Dom'le, dacă ai niște simptome, mai ales la clasic, cu lipsă gust, lipsă miros, ai o febră inexplicabilă, ai, știu eu, o durere foarte puternică de cap, ai niște tulburări digestive cu febră, te costă ceva să chemi ambulanța? Doamne, pentru doctor, că altă situație și cu asta chiar închei. Sunt care cheamă ambulanța, știu că au test pozitiv, sunt anunțați, dau pe primul răspunde că stau acasă, dar nu-și sună medicul de familie, care e mult mai calificat să-i dea pe telemedicină, prin telefon, câteva medicamente. Să-i dau o rețetă electronică, ia familia, ia cineva sau să găsești o posibilitate să-și ia anticoagulantele, să-și ia antibioticul de rigoare, nu medicamente de la vecini. Întreabă cineva, este adevărat că se dau doar două bucăți de măști de protecție pentru 12 ore la personalul de la ATI? Nu, nu este adevărat. Asta e o poveste de la alt spital din luna februarie care tot plimbă unii până. Nu, nu este adevărat. Okay. Nu stăm bine la echipamente, nu două măști. A, sunt măști de-astea mai deosebite. FFP3, pentru cei care sunt în zonă. Da, dar bineînțeles că dacă și-a stricat masca, îi dăm să schimbe. Dar nu. Deci nu există o problemă cu stocul în acest moment. Nu am probleme cu mijloacele de protecție. Nici costume, nu am o problemă. O altă întrebare. De ce personalul TESA, care nu lucrează cu bolnavii, ar avea spor de COVID de 10% primit, iar personalul care lucrează cu bolnavii nu ar fi primit bonificația promisă? Da, întrebarea probabil are un sens, dar eu o să vă dau explicația logică. Sunt niște încurcături pe la sporuri care o să le dreg, mi-a sesizat și sindicatul treaba asta, adică nu atât de flagrante, dar sunt. Sporul poate fi între și între. Și s-a considerat de către ordonatorul principal, fost Consiliul Județean, că văz, Doamne, și alții din Consiliul trebuiesc sporuri, și atunci, cum ordonatorul principal trebuie să încadreze în 30% din fond de salarii la sporuri, mai tăiem și de astea județean, dăm pe minim ca să ia, știu eu, protecția plantelor, nu știu. Uh-huh. Ei, ce ați văzut acum, să reduce personalul, cu ocazia asta, cred că o să beneficiem de un sprijin și mai mult decât atât, cei care au sporul la 10% din TESA sunt cei care intervin la prize, la oxigen, la aer, în secția COVID. Că nu dau la unul care stă fochist la Boldescu unde niciun COVID spor. Îi dau la persoana respectivă care se ocupă de oxigen, cară cu căruciorul butelie de oxigen, repară prize, dă cuvar în secția COVID. Sunt clar delimitați. Iar persoanele care n-au spor de COVID, să spunem că sunt pe secția interne 1, secție curată unde nu sunt cazuri COVID. Deci el nu riscă, nu trebuie să se echipeze, să stea. Sporul ăsta e și pentru stresul asupra organismului. Și psihic, dar și fizic. Eu m-am îmbrăcat și eu în costum. Nu vă imaginați cum e. Nu e foarte plăcut. Am fost la un moment dat și în județean, am tot încercat. Apropo de asta, ajungem la o altă întrebare frecvent întâlnită printre cele pe care le primim de la oameni. N-aș vrea să vă răspund eu, deși am văzut, poate vă răspunde doamnă director, e sau nu gol spitalul? Ne mai ocupăm și de alte boli, se spitalul moare doar nu de e COVID. Gol. Nu e gol. Asta e o poveste. Vă spun eu, uitați,
dacă tot a zis că ați fost, vă îmbrac eu ca la carte și vă duc să vedeți și COVID și non-COVID. Mai bine odată. Nu e gol. A, numărul de bolnavi care îl poți interna pe secție este mai scăzut. De ce? Pentru că normele, prin ordin de ministru, impun să-i distanțezi, să nu-i mai pui. Saloanele, cum știți, în județean sunt destul de mari, 5-6 paturi. Nu-i mai pui 6, că n-ai voie, nu te lasă legislație. Dar deocamdată se operează non-COVID, să tratează accidente vasculare, să pun stenturi. Există, dacă vreți... E întrebarea asta tâmpită, da. Deși ar fi foarte simplu, că ai unde să intri să consulți statistici, se mai moare și de altceva în țara asta. Bineînțeles, de nefericire, eu fac și o activitate foarte neplăcută, împreună cu colegul meu, cu directorul medical, semnăm și autorizațiile de la deces, la cei care pleacă. E tot o activitate care duce la spitalul și sunt, că, cum să vă spun, destul de multe cauze de decese non-COVID. Prea multe. Li se iau telefoanele mobile celor care vin cu COVID la spital? Și apropo de asta... Dacă li s-ar lua, nu m-ar mai suna pe mine toată noaptea și n-ar mai filma și n-ar mai trimite către presă diverse imagini. Da, apropo, cel mai mișto era că nu i s-a făcut nimic și avea perfuzie în mână. Am văzut și eu un filmuleț pe net. Dom'le, nu mi se face nimic aici, dar avea perfuzie în mână și oxigen pe mască. Dar nu i se face nimic. Avea perfuzie și oxigen. Alea a venit cu el de acasă? Pun și eu întrebat. Da. Să-i răutatea unora. Păi, v-am trimis acele imagini chiar în momentul în care le-am primit, încercând să clarificăm povestea. Deci telefonul mobil să ia la cei care sunt în stadiu destul de grav și mă refer la cei din terapie. Adică în terapie și eu m-am operat de curând la un spital privat, în fine, și mi-au luat telefon. Foarte importantă este comunicarea cu aparținătorii pacientului. Aici avem un problemă. Caz și aici aș vrea să discutăm, pentru că e foarte important. Suntem oameni. Dacă aș avea pe cineva în spitalul județean și ar fi în stare foarte gravă, e normal să știți, să foarte că stau ca pe acea acasă. Soluțiile care le-au găsit alții, încercăm să le aplicăm și noi. De exemplu, la Institutul Matei Balș, pe rând, medicii de terapie intensivă ies la poartă, pentru că așa, și le spun cu fișa în mână la fiecare în ce stadiu. Lucrul ăsta Balșul și-l permite, pentru că la Balș personalul este ca la un institut național, plus că ei lucrează 7 zile pe COVID, după aia 7 zile stau acasă. Eu n-am personal să fac asta. Și să scot un medic din terapie sau un medic de la COVID să stea 3 ore cu aparținătorii, e foarte greu. Gândesc o chestie cu, știu eu, poate cu voluntari. Am găsit câțiva entuziaști care vor să ține legătura. Dar să știți că, cu excepția, cu rare excepții când e supraaglomerat, în secțiile unde sunt bolnavi COVID, este o asistentă care răspunde la telefon, cât poate și ea. Oricâte telefoane aș pune, sunt mii de telefoane pe zi, câteva zeci spre 100, dacă nu mai multe, mi-ajung mie pe telefon, mă străduiesc colegii mei să răspundem noi. Adică nu mă deranjează, de exemplu, că a ajuns unul, mi-a văzut mutra pe Facebook și îmi pune un mesaj, domnule, am și eu pe tata. Vă arăt telefonul, să vedeți, și la directorul medical la fel și la asistenta șefă la fel. Ei, și atunci ne străduim noi să le dăm detaliile astea, dar ne ocupă și azi. Nu suntem eficienți. Credeți-mă, ați primit 80 de întrebări în 15 minute. Nu știți câte doar mesaje pe un am canal de comunicare, mai am și altele, le tot verific. Din păcate, și aici mi-asum lucrul ăsta, nu pot să le rezolv pe toată dată. Mie e aproape imposibil lucrul ăsta să-l fac peste noapte, o comunicare genială. Și o să încercăm să ne organizăm mai bine. Deja din UPU iese o persoană. Lucrurile nu s-au întâmplat. Sunt cei care stau acolo și așteaptă. Vor sta în container și în cort. O să mai stea în drum, cum stăm acum. Și li se spune, când vor să ducă ceva la cei din zona tampon, COVID, să duce unul de la poartă, odată la un interval de timp, să spunem la o oră, unul din cei 3 paznici, cu mâncare, cu ce vor ei să-i mai ducă, telefon, mobil și mai departe, și duminică m-a sunat cineva și zice, cum fac? Păi uite, ia încearcă să vezi dacă mergi. Chiar sunt curios, chiar o cunoștință. Vezi dacă ajung la el. Peste 10 minute, pacientul respectiv, care într-o stare bună aștepta să fie transferat la un spital, suport, a sunat după telefonul care a dat. Deci ajung lucrurile la bolnavi. Dar nu pot nici să las să-i vadă. E imposibil, adică să expun familii la persoane bolnave. Este de înțeles și starea asta de nerăbdare, starea de îngrijorare. Doar că trebuie gestionată cât mai aproape de nevoile oamenilor. Să răspunde, deci, domnule, nu se răspunde la telefoane. Păi verific eu. După diverse telefoane. Sun pe interioare, că le știu pe toate acum. Și mi se răspunde. Da? Deci, mai greu, de exemplu, pe terapie COVID, e imposibil. Omul ăla nu poate să vorbească la telefon cât e, dar să răspunde la camera asistentului. Și aia se duce, ciocă, ne întreabă, domnule, Popescu, cum e? Domnule, uite, e stabil, astăzi a avut saturație așa, așa, domnule, e mai bine. Aveți nevoie să-ți trimiteți ceva? Nu, cam așa se lucrează. N-ai cum altfel, așa cum tot de spital. Eu aș vrea să existe undeva un nucleu de voluntari, asta o să încerc să o fac în o săptămână, două, instruiți, care să aibă fiecare persoană de contact în secții și să știe, domnule, comunicarea se face până acești oameni. Sunt niște voluntari, sunt studenți sau sunt rezidenți, rezidenții aș băga la muncă. Studenți, dacă sunt
Dar mici, i-aș pune la treaba asta. Sau alți voluntari, poate să nu fie studenți, poate să fie ONG-iști. Dom'le, tu te ocupi de terapia COVID, tu te ocupi de interne, tu de neurologie și tu ai acolo 50 de bolnavi și trebuie să știi din două în două ore, să spunem, starea lor și cazurile critice. Și chiar să ai telefonul familiei, să-ți știți, nu prea e bine. Dacă găsiți dumneavoastră, nu știu, 2-3 donatori de plasmă, hai să recoltăm plasmă. Situații care Bucureștiul deja le face, beneficiind de sprijinul ONG-ului. Da, fac un apel. Cine vrea să ne ajute, eu nu refuz pe nimeni. Știm că pentru a vorbi despre un spital sănătos trebuie să ne uităm în spate la ce s-a întâmplat cu achizițiile, să vedem ce se va întâmpla de acum încolo. Spuneți-mi, deși e prematur, veți verifica tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, pentru că e foarte important, s-au cheltuit multe miliarde în spitalul ăsta. Pe lângă faptul că eu o să verific că intră în fișa postului de manager, să văd exact costurile pentru acest spital și modul cum pot să le optimizez, pe de altă parte, să verific și raportările către casă, să văd, să fac un fel de optimizare a raportărilor, pentru că s-au pierdut bani de la casă până neraportare, s-au pierdut bani de la minister până neraportare. Asta pot să vă spun certitudine. De exemplu, anumite teste PCR pe prefi de contate program național nu s-au făcut, că nu s-a făcut dosarul de autorizare la timp, cine, ce, cum, ai altă mâncare de pești. Și cheltuiala rămâne asumată de spital, exact, nedecontată. Mai mult decât atât, amenziile care s-au tot dat, inclusiv una de 30.000 de lei mai nou, dată de DSP, n-a fost împrăștiată către responsabil. A plătit tot spitalul, cum mai vedeam. Adică noi toți. Adică noi toți, ceea ce eu nu sunt de acord. Domnule, a greșit Nica, plătește Nica. A greșit Vasilescu, plătește Vasilescu. Nu există s-a greșit. Există a greșit o persoană, 250. Normal că și ei vor contesta, dar ne judecăm până câștigă o parte. Domnule, a câștigat respectivul, nu era el de vină, în instanță, acțiunea în pretenții. Foarte bine, înseamnă comisia care a stabilit vina lui, plătește banii. Și atunci trebuie să fii atentă și comisia aia pe cine pune. Deci fără acarpă, responsabilizează reală. Plata asta te responsabilizează. Ar mai mult să se ajungă acolo. Dar cât vă ia până când ajungeți la un astfel de sistem? Mi-a ceva timp, să știți. Cel mai greu este să faci o optimizare managerială. Management de criză s-a făcut și se face în continuare, pentru că criza continuă. Cazurile cresc, medicii scad pentru că se îmbolnăvesc sau intră în izolare medici care soții li s-au îmbolnăvit sau soțiile și atunci automat intră în izolare, m-au blocat. Deci în condițiile astea de front poți să faci doar niște estimări. Dar încă o dată, ne obișnuim și cu stilul ăsta. Eu n-am de gând să renunț. Și vă vorbesc de achiziții. Deci eu nu pot să comentez când am un acord cadru. Am nenumărate acorduri cadru încheiate, semnate, unele până în 2023. Dar eu o să văd utilitatea celor produse, că altfel acord cadru rămâne, vă spun. Nu fac subsecvent. Îmi pare rău că au trecut cele 30 de minute. Urmează și colegii mei, John Cristea și Marius Nica, cu alte două ediții speciale aici la Generația lui John și la Observator Live. Aș vrea pentru ultimele 2-3 minute, pentru că, încă o dată spun, fiind director al DSP Prahova atâta timp, cu experiență foarte bogată, am văzut ieri acea rată de infectare pentru Ploiești care m-a îngrijorat, 6,15, deja de la 3 putea să ne pună cineva capac, nu s-a întâmplat. Există riscul real ca Ploieștiul să fie carantinat, să fie închis? Riscul ăsta există pentru orice oraș dinamic cu circulație mare de persoane. Se întâmplă în acest moment în Alba Iulia, de exemplu. Se întâmplă în Alba Iulia, se întâmplă în Sibiu, se întâmplă în multe zone. Tot genul ăsta de oraș foarte circulat, înghesuit, da? Deci nu vorbim de orașe rare fiate. Nu, aici în sud suntem mai înghesuiți decât... Dar spuneți-mi, pentru Ploiești, în momentul de față, ce preconizați că se va întâmpla? Depinde foarte mult de populație. Și de rata de testare, care în Ploiești e mare. Pentru că în sensul ăsta vă întreb, ce avem noi de făcut? Pentru că tare n-aș vrea să ajung acolo, altfel îi paște falimentul pe foarte mult, ceea ce este o problemă sunt socială de acolo, extrem de mare. Da. De obicei, aceste carantinări parțiale de localități s-au făcut 2 săptămâni. Și în Ploiești s-a luat măsura închiderii localurilor, nu mai sunt deschise. Da? Acele terase, eu le dezavuiesc. Știu că vrem să ieșim la o țigare, la o cafea, la un suc, la o bere. Asta să fie ultima mea grijă în viață. Nu, dar la unii e prima grijă, că e ocupația lor de după masă. Dar vedeți că să faci 3 pereți într-o colivie, acolo e cald, aici e frig, medical vorbind. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, dar eu nu-i avizam. Dacă n-am de nu-i avizam. Să spun de ce. Grija mea exact este la terasă, cu tot respectul de cei care au terase, grija zonele mea de risc. Hai să vă dau zonele de risc. Zonele de risc așa, transportul în comun și transportul uzinal. Acele microbuze care duc muncitorii și angajații la serviciu, pe platforma industrială județului. Alea trebuie să fie rarefiate, dezinfectate, lumea să poarte măști. Nu așa, așa. Da? Ei mai poartă unii sumă. Doi.
Supermagazinele mai puțin sunt suprafețe mai mari. Dar și acolo este un risc dacă vine la suflă în cap. Deci eu văd aglomerația aia unora când se duc să vadă micul, friptura. Frate, mai distanțați, mai... Mulți au pus niște dungi, nu se respectă. Și în acele magazine, masca sub nas. Model național. Dar cel mai riscant sunt micile magazine unde intră 5 grămadă. Ăla nu zice nimic că vrea să vândă. Hai să fim serioși. Ați văzut? Mai ales dacă acel magazin tonetă, gheretă, e undeva lângă... Deci nu vorbesc de un magazin. Dar să știți că am și contraexemplu. Chiar în capătul străzii unde locuiesc, deși sunt alte două magazine, supermarketuri, în zonă, sunt și două magazine așa mici și mai mereu am văzut una dintre vânzătoarele tot așa. Excepțional. Pe asta o văd și eu. Vă rog eu foarte mult. Așteptați, da? Că tot în timpul ăla cumpărați. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, este perfect. Dar mi-a plăcut în mod deosebit chestia asta. Și mie mi-a plăcut în mod deosebit că amețit cum am fost într-o seară, masca era în buzunar și am vrut să intru într-un magazin. N-am fost lăsat. Nu supermarket, un magazin. Da. Al unui plăieștean. Dom'le, n-ai mască, nu știu ce. Și dungi puse frumos, cu scoci pe podea. Deci, dom'le, mă scuzați, m-am zis la mașină, nici nu mi-am dat seama că n-am mască. Credeți? Mi s-a întâmplat și mie. Mi s-a recunoscut într-un La fel, am văzut sprayul cu dezinfectant și în supermarketuri, dar am văzut în magazine mici. Am văzut în cabinete medicale. Deci, asta ar fi o treabă. Transportul în comun, spațiile închise și, ca să vă spun părerea mea fermă și împărtășită de mulți specialiști, acele întâlniri s-au închis cărciume. Ne vedem la Popică, la Costică, la Ionică și bem și mâncăm. 15 inși, că doar le cunoaștem. Foarte mulți au luat în familie să dați la întâlniri prietenii. De-aia, logica închiderii la ora 11, reduci timpul ăsta de expunere. Bă, am scăpat la nu mai vin bă la tine la o bere. Că până la 11 n-avem timp să bem. Și stai acasă. Dacă nu se închide, nu e bine. Dacă se închide, nu e bine. Oricum măsuri mai niciodată nu sunt inventate în România. Măsurile astea sunt aplicate. Poate că eu aș fi fost pentru niște măsuri mai dure. În fine. Da. Trebuie găsit un echilibru în toate. Oamenii trebuie să-și păstreze locurile de muncă, trebuie să aibă venituri, trebuie să aibă cu ce să-și întrețină familia, să-și plătească ratele. E greu, sunt e complicat de greu. Și trebuie fiecare să trăim parte cu... trebuie înțeles. Nu trebuie să ne ascundem de COVID, trebuie să trăim cu el. Și să trăim cu mască, spălat, dezinfectat pe mâini și cât se poate să nu ne întâlnim cu oameni care nu știm dacă sunt sau nu pozitivi. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, spor la treabă. Tot ce sperăm este să fim tratați măcar civilizat, cu decență, să nu luăm foc prin spitale, pentru că, din păcate, uite că se întâmplă. Ne revedem în curând. Urmează, vă spuneam, alte două ediții foarte tare aici la Observatorul Live. Să aveți o zi minunată!